Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la sfârșit de săptămână, săptămâna de lucru, bineînțeles, și avem un ultim, să spunem, efort așa de dus până la capăt pentru a vă prezenta și această ediție a emisiunii Punctul pe I, o emisiune realizată de Dâmbovițeanul.com și Columna TV. Efortul este justificat de nevoia dumneavoastră de a fi bine informați în legătură cu toate aspectele vieții sociale, politice, economice și este justificat și de dorința noastră de a veni în întâmpinarea acestei nevoi a dumneavoastră, mai ales că am un invitat ca în fiecare vineri, care ne aduce vești proaspete din Parlamentul României, acea instituție care ar trebui să fie pilonul, baza, temelia sistemului democratic și al statului de drept românesc, dar care, din nefericire, în anii din urmă s-a transformat într-o instituție destul de dubioasă din perspectiva cetățenilor cel puțin și cu o cotă de încredere cam cât genunchiul broaște. Asta nu înseamnă că toți cei care și desfășoară activitatea acolo sunt demni de a fi blamați sau merită blamul nostru, înseamnă doar că este doar o instituție care nu funcționează, din ce motive putem discuta de acum și până la judecata de apoi. Sperăm că odată cu revenirea la votul pe listă să se îndrepte și situația asta, dar știți cum este cu speranța. Însă, fără a specula, haideți să trecem la ceea ce ne-am propus să facem și anume să vă informăm. Îl salut pe invitatul meu, domnul Vasile Horga, deputat PNL Colegiul 1. Bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, vă spun din nou și mulțumesc pentru invitație. Acum știu că în urma ușoarei probleme de sănătate pe care ați avut-o, vocea nu vă ajută, dar tot va trebui să vorbiți dumneavoastră mai mult în seara asta. Domnul deputat, poate să ne explice acum, în primul rând, și asta este prima temă pe care o propun și pe care vă propun, cum s-a ajuns la blestemăția aceea de lege a pensiilor nesimțite sau a pensiei nesimțite pentru parlamentari. Să o luăm așa de a fi rapăr. Domnul Horga este și finanțist, ca să zic așa, este om al cifrelor și al banilor ca formație profesională și poate să ne explice și din acest punct de vedere cum au stat lucrurile. Apoi să vorbim și despre resorturile intime ale celor care au votat această lege și despre motivațiile celor care au votat împotrivă. În special PNL, că am înțeles că PNL s-au pus în primul rând acestei măsuri. Că ați apărut și cu un slogan. Noi am venit cu mărime, noi PNL v-am adus mărirea alocației, PSD mărește pensiile parlamentarilor. Dar să o luăm cu începutul, domnul deputat, mai ales că dumneavoastră ați fost arătat cu degetul ca fiind unul dintre semnatarii inițiativei. Da, sigur, a fost acea perioadă în care s-a discutat foarte mult despre această inițiativă legislativă, în care am mai explicat într-o emisiune în Camera Deputaților și, de fapt, în Parlamentul României în general, se semnează foarte, foarte multe tabele pentru a susține diferite evenimente, cum ar fi proiectele de lege, cum ar fi anumite moțiuni simple de cenzură, cum ar fi anumite comisii de anchetă și așa mai departe. Deci se semnează niște tabele și tabelele respective se anexează la proiectele respective. E, probabil unul din tabele care era semnat și de mine s-a anexat și la această lege. Evident, fără să știu, fără să am proiectul în față, nimeni n-a spus că va anexa sau nu merge nimeni părerea în momentul respectiv. Imediat și-am aflat, mi-am retras semnătura. Acum, de altfel, toți colegii mei din PNL și-a retras semnătura. Sigur că retragerea acestei semnături n-a însemnat și scăderea, într-un fel, a oprobriului public, pentru că am văzut și zilele trecute în diferite publicații din județul nostru că a apărut din nou că și eu, alături de reprezentanții puterii, am votat pentru acest proiect de lege, lucru cu totul neadevărat, pentru că niciun vot de la Partidul Național Liberal nu a fost în favoarea acestei legi. De fapt, a fost singurul dintre forțele politice din Parlamentul României care nu a votat pentru proiectul respectiv. Cum a apărut necesitatea acestui proiect? Sigur, a apărut din dorința revenirii la situația de dinainte de guvernarea Boc. Știți că înainte de guvernarea Boc și parlamentarii erau cuprinși în acel sistem de pensii speciale, atunci motivația a fost faptul că parlamentarii, ca și ceilalți care au de altfel pensii speciale, nu pot desfășura o altă muncă decât cea de parlamentar și eventual câteva care, de fapt, le pot desfășura și ceilalți sau o parte din ele, cum ar fi cea de avocat, cum ar fi cea de profesor universitar
și câteva din notar și câteva din profesiile liberale. Așa. Și probabil, având în vedere că toate celelalte categorii de persoane care au avut pensii speciale și care au fost tăiate de guvernul Boc atunci când s-a făcut acea celebră tăiere a salariilor, pensiilor și tuturor avantajelor ca urmare a crizei economice din perioada de dinainte, așa s-a întâmplat și cu pensiile parlamentarilor. Toate celelalte categorii de personal au revenit la pensiile speciale în afară de parlamentari. Sigur că unii colegi care probabil se apropie de pensie au fost tentați să revină cu proiectul respectiv, nu în forma care a fost înainte, într-o altă formă, ca indemnizație față de pensia specială, față de pensia normală pe care o va lua și parlamentarul pentru contribuția pe care a avut-o de-a lungul perioadei în care a desfășurat o muncă sub un contract. Așa s-a ajuns la ideea de indemnizație suplimentară față de pensia normală. O mizerie, dacă mă întrebați pe mine, domnule deputat, o mizerie, pentru că știți ce se întâmplă? Ne-am mai discutat și de fiecare dată când am abordat tema beneficiilor pe care le are un parlamentar sau un ministru sau un judecător sau mai știu ce am spus. Da, foarte bine. Fiecare să fie plătit în funcție de importanța pe care, muncii pe care îl desfășoară el în societatea asta. Importanța, locul, rolul pe care îl are, îl joacă în societatea asta. Că un judecător, clar, are un rol foarte important pentru societate, da? Un judecător. Un judecător, nu judecătorul X, da? La fel și un parlamentar, la fel și un ministru, da, domnul? În primul rând că Parlamentul este cu totul și cu totul nefuncțional. Din nefericire, Parlamentul s-a transformat doar într-o organizație, nici nu știu cum să o numesc, de tip mafiot, unde aia care au puterea, care au butoane sau care au degetele pe butoane, fac cam tot ce vor. Acolo unde se dau legi pentru un om și, atenție, asta nu e o critică la adresa dumneavoastră, că dumneavoastră personal nu vă privește să faceți, iar opoziția, având câte mandate are, nu poate să facă mare lucru. Vorbesc despre Parlament ca entitate, că într-un anumit moment are o conducere de o anumită culoare sau majoritatea de altă culoare, asta este altceva. În acest moment, Parlamentul nu este decât o organizație de tip mafiot care scoate legi pentru o persoană sau pentru un grup restrâns, care are grijă să-i protejeze pe unii și pe alții și care nu este preocupată decât de avantaje pentru sine. Am auzit un imbecil de deputat PSD-ist care spunea: dacă în noiembrie românii și-au luat țara înapoi, ne luăm și noi astăzi Parlamentul înapoi. Asta este raiul, pentru că, domnul, vă întreb acum, dumneavoastră, vă considerați cumva coproprietar pe Parlament? Aveți aceea senzație ca și colegul dumneavoastră PSD? Sigur, probabil este o figură de stil. Ideea asta, ați luat țara înapoi, ați luat Parlamentul, ați luat instituția, ați luat... Păi nu, era ideea de revanș, adică, bă, românilor, v-am făcut-o. Adică, voi ați votat președinte, dar tot noi ținem butoanele și vă facem ce vrem. Eu cred în chestiuni de genul ăsta. Sunt lucruri pe care cineva foarte aprins la minte, probabil în anumite momente, da? Le transmite în spațiu public având impresia că devine și interesant prin chestiunea respectivă. Ce înseamnă să luați țara înapoi până la urmă? Țara e a ta, trebuie să o iubești, trăiești în ea, trebuie să faci tot ce trebuie ca cetățeanul neșicinstit. Ce înseamnă să luați Parlamentul înapoi, domnule deputat? Exact, ce înseamnă să luați Parlamentul înapoi? Aici are un sens. Are un sens. Eu nu înțeleg sensul, credeți-mă. Numai dacă te gândești la faptul că ați luat Parlamentul înapoi, înseamnă că să te rup de tot ce înseamnă o altă instituție de populație, de unde îl iei, dacă îl iei, ce faci cu el. Pe asta au făcut. Deci, probabil. L-au transformat într-o mașinărie de produs beneficii pentru unii. Celui care gândește în acest fel, ați luat ceva înapoi. Nu este bunul nimănui, este unul public, aparține întregului. Vorba celor de dinainte de 89 aparține întregului popor, da? Și ca atare este o valoare pe care trebuie să o respectăm. În primul rând trebuie să o respectăm pentru că este o valoare creată de poporul român pentru a-i asigura un trai democratic, un mers democratic al acestei țări. Fără Parlament, oricine ce-ar vrea, nu se poate. Nu se poate pentru că Parlamentul este instituția fundamentală, este fundamentul democrației în orice țară din lume. Teoretic, domnule deputat. Teoretic, neteoretic, el trebuie să existe. Deci, Parlamentul este o instituție că dacă n-ar fi Parlamentul, ceva s-ar pune în locul ei. Și ce s-ar pune? O dictatură, clar.
Nu, păi da, în momentul ăsta, domnul deputat, nu există parlament. Nu avem parlament. Domnul deputat, nu avem parlament. Și avem, e, asta avem este niște exact grupuri de interese care răspund, vedeți, comenzilor, deci, politice. Practic, faptul că nu avem parlament, trebuie să creăm parlament. Trebuie să avem un parlament funcțional, deci cum noi nu discutăm niciodată. Problema parlamentului n-a trebuit discutată. Adică faptul că nu ne trebuie parlament, cum ați văzut discuțiile care sunt, la ce nevoie de parlament? E o nevoie foarte mare de parlament. Sigur, un parlament funcțional, un parlament care să fie dedicat intereselor poporului român, pentru că pentru el să fac toate aceste eforturi care să facă acolo. Sigur că faptul acum că sunt aceste grupuri puternice de interese într-un parlament determinat de partidele care sunt în general la putere. Și sigur, prin rotație fiecare ajunge la putere. Și nu știu când, în momentul când ajunge la putere, se schimbă gândirea. Parcă există un buton, se declanșează ceva în capul oamenilor și încep să gândească că tot ce fac ei este bine și tot ce vine din partea cealaltă este rău. Cam așa se gândește în Parlament. Deci, practic, tot ce se face, se face în forță, fără a discuta, fără a negocia, fără a gândi ce este mai bine pentru poporul. Pornind la principiul care se perpetuează, ciocul mic, noi stăm la putere. Exact acest principiu. Asta se aplică. Știți că am discutat foarte mult și de modul în care am discutat codul fiscal. Multe lucruri de acolo au fost discutate. Sunt colegi în comisie cu care poți discuta, dar multe din ele, dacă vin de sus, pentru că Parlamentul nu este vinovat pentru că fiecare om de acolo este vinovat. Parlamentul este vinovat pentru că fiecare om de acolo ascultă de o singură comandă, dar de undeva de sus. Astea, avem doar și asta este foarte rău, pentru că noi n-am inventat încă funcționalitatea Parlamentului prin oamenii care îl compun. Adică oamenii respectiv să gândească pentru ei, votul să nu fie imperativ. Ori la noi votul este imperativ în momentul ăsta. Adică ce se dictează, aia se face. Un singur om practic dictează în țara asta. Este exact parlamentul, păi funcționalitatea este ca o dictatură. Păi ce spuneam? Deci noi n-avem parlament, domnul deputat. Noi n-avem, eu asta spun, noi n-avem parlament, ceea ce avem nu acum. Avem oameni, nu avem parlamentul populat cu oameni, cu oamenii care trebuie. Și nu știu de unde i-am găsit oamenii. Adică eu nu spun să nu existe un centru de comandă în care să se discute împreună toate lucrurile, cam cum sunt bine să fie aprobate. Dar de acolo până la a impune cineva mereu, 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 cineva, numai cine? Gândirea lui, păi ori șeful de partid, ori primul ministru, ori cei care sunt la putere. Adică Ponta. Evident, evident. Păi, sigur, Ponta acum, probabil în altă perioadă, păi au fost șanții. Vorbim despre acest moment, pentru că vorbim despre anul 2015, despre această legislatură, din care mai avem un an și se încheie, un an și un pic se încheie. De-aia am spus că nu avem parlament. Din această perspectivă am spus că nu avem parlamentul, domnule deputat, pentru că acolo sunt foarte mulți care ascultă, orbește, de parcă ar fi decerebrați, niște ordine venite de sus, și există indivizi care au acces la butoane, gen Ponta, de exemplu, el este cel mai bun exemplu, care pot să dea, și au făcut-o, să forțeze trecerea unor legi care sunt dedicate unei singure unei persoane, în primul rând, cum au fost aia cu doctorate și cu alte chestii cu Ponta, sau unui grup, exact, foarte restrâns de persoane și de interese. Adică ăștia pot să facă absolut orice, mizând pe imbecilitatea electoratului care i-a votat și care îi aplaudă indiferent ce se întâmplă, pentru că au segmentul lor de imbecili care votează indiferent ce fac. Astea au câteva milioane de proști care votează indiferent ce se întâmplă. Și o spun fără niciun fel de ghilimele și fără să-mi pese că cineva se supără. E bine, am uitat să fac un lucru foarte, foarte important, doamnelor și domnilor, la începutul acestei emisiuni, iertați-mă, dar trebuie să salut pe cineva care este în fața televizorului, o persoană cu totul și cu totul specială și care mi-a zis că vrea neapărat să-i răspund la pupicii pe care îi dă televizorul. Pentru fetița mea care se uită la televizor, tati te îmbrățișează cu drag și îți transmite un milion de pupici colorați, da? Pupici curcubeu. Mua. Și acum să continuăm. Da, mi-a și spus tati să mă saluți când ești la televizor, că altfel mă supăr. Foarte frumos. Da. Și am uitat de la început, îmi pare rău. Oh, sper să nu se fi supărat. Bun, revenind la temele noastre, uite, inclusiv sau mai ales pentru genul acesta de lucruri importante, capitale în viața cuiva, copiii. Pentru ei ne gândim că la urmă urmelor, domnul deputat, din punctul meu de vedere, mi-am trăit viața așa de frumos încât nu regret mai nimic din trecutul meu.
Dacă mâine mă calcă tramvaiul în lift, eu tot zic că am trăit o viață frumoasă. Însă ce facem cu copiii noștri? Pentru că avem parte de astfel de politruci care nu că și-au luat țara, au confiscat-o, au vândut-o pe nimic, o dau pe 30 de arginți, o transformă într-o vacă de mulți pe care după aceea n-au decât să o și omoare. Că nu văd altă continuare a metaforii pentru că nu-i mai interesează. Păi ei nu interesează dacă merge învățământul din România pentru că ei își trimit progenituriile în străinătate. Păi ei nu interesează dacă sistemul de sănătate este toxic, subfinanțat și așa mai departe pentru că ei se duc și se operează de genunchi la clinici private din Turcia, în timp ce ambasadorii din țări vestice vin și aduc soțiile la spitalele de stat din România, ca să ne înțelegem, că poate discutăm și despre asta. Păi nu interesează că sunt sau nu sunt locuri de muncă, pentru că atâta vreme cât se poate fura sau lua șpagă, cum făcea Chiliman, că e de-al noastră la sectorul 1, 10% din total finanțări, ei vor avea bani să trăiască ca nababii, adică ăștia se îmbogățesc într-un an, doi, cât se îmbogățesc familii generoși Child sau altele din Statele Unite în 20 de generații. Că asta e la români. Noi ne îmbogățim într-un an câte am 400 de ani. Deci pe ei nu-i interesează. Ce facem noi? Cum putem să ne gândim la viitorul copiilor noștri și cum putem să avem grijă de acest viitor dacă nu ieșim cu coasa și cu furca în stradă, să-i omorâm pe toți, să vedem, nu știu ce-o pune. Dom'le, dar orice e mai bun decât ce e acum, domnul deputat. Orice. Uite, mai avem un an până la următoarele alegeri. Și am gândit și în 90, și în 92, și în 96, și în 2000, și în 2004, și în 2008. Poate este momentul ca populația să-și dea seama ce vrea, pe cine să pună în loc, care sunt oamenii pe care i-ar agrea, care sunt oamenii pe care populația îi consideră cel mai aproape de aspirațiile ei. Deci, sigur, e o problemă pe care o discutăm an de an. Deci lucrurile astea au fost discutate de 25 de ani invariabil de fiecare dată. Clasa politică este așa, clasa politică nu corespunde, Parlamentul este unul din cele mai respinse instituții, cu toate că este o instituție fundamentală. E, uite că n-am reușit în 25 de ani să punem la loc ceva mai bun. Haideți să vă dau un exemplu. V-aș vota. Sunteți foarte bun în profesia noastră, sunteți cadru universitar, profesor universitar, vă cunosc de atâta vreme, n-am niciun motiv să nu vă votez personal. Vă agitați pe probleme financiare, sunteți mai mult decât potrivit acolo, sunteți unul dintre specialiști, foarte bine. L-aș vota pe colegul noastră, domnul Vladu, așa cum este el mai bolovănos și cum este, că se agită pe zona lui, se zbate, nu contează. L-aș vota. Dar ce ne facem? Că după aceea mă uit la cine sunt șefii dumneavoastră, Blaga și domnșoara Alina. Și care este poziția oficială a partidului și mers complicitatea asta cu PSD-ul. Ascultați-mă până la capăt. Și mi se taie. Mă gândesc la PNL, la USL și mi se taie dorința de a vă vota ca și experiența acestuia partid. L-aș vota pe Săvoiu, pe deputatul Săvoiu. Se agită în zona lui acolo, cu drumurile, cu toate. E bătăios, nu știu ce. Dar e ăla care răspunde la comenzile unei ca Ponta, domnule. L-aș vota pe Calcan, un tip subțire, un tip elegant, un tip nu știu ce, îl cunosc de 20 de ani. L-aș vota. Dar la fel, este în partidul ăla unde se dau ordine de la Ponta, un mincinos și un plagiator și un distrugător de țară, iar ei respectă ordinele. Cum să-i mai votez în condițiile astea? Pe cine altcineva să votez? Partidul lui Dan Diaconescu? Haideți, lăsați-mă. Pe bune, pe cine să votezi? Păi vă spun eu. Ia spuneți-mi, luminați-mă. Vă spun eu. Deci, dumneavoastră, în general, electoratul nostru remarcă niște oameni. Din cei vechi sau din cei noi. Ca da? Oamenii sunteți ok. Stați puțin. Și dumneavoastră ăștia pe care am organizat și alții. Bun, și alții. Atunci, dar când vă adunați în partide, parcă vă ia Dumnezeu minții. Atunci populația să voteze pe fiecare dintre cei care ea consideră că, într-adevăr, corespund criteriilor pe care le așteaptă de la ei. Cum a spus dumneavoastră, este Ponta, a spus de Blag, a spus de alții. Fiecare candidează independent, fiecare candidează singur. Sigur că acum când e pe listă, lucrurile se vor mai complica. Dar a fost și votul uninominal. Și ce dacă? Avea ocazia electoratul să aleagă oamenii care... Parlamentul de acum este rodul votului uninominal. Cel mai mult din ei. Este rezultatul votului. Exact. Nominal. Și, păi, și atunci... uite că ce a ieșit. Păi a ieșit prost. A ieșit prost. Bun. Dacă nici votați când vor fi pe listă, atunci nu mai aveți cum alege. E clar. Atunci e o listă, atunci poate să intre și ăla, și ăla, păi și ăla. Da, dar atunci vor fi grămadă. Și mai legați de mâini și de picioare de către partide. Da, dar atunci nu vei mai putea selecta absolut deloc.
Vei putea selecta o listă dacă o votezi în totalitate sau nu, și atunci te îndrezi pe altă listă. Lista aia poate e mai complicată decât asta și nu vei vota. Și ce vei face? Nu vei vota pe nimeni? Dacă nu vei vota pe nimeni, cineva tot va vota. Eu, și atunci... eu nu am scăpat de dilemă. Eu nu voi mai vota de acum încolo. Păi, și nu deci reușiți după... să rezolvați problema prin reprezentare. Asta, sigur, vă... manifestați față nemulțumirea față de cineva, numai că altul în locul dumneavoastră va face jocul. Ceea ce nu este corect nici așa. Tot se întâmplă, pentru că știți cum e chestia cu proști de mulți. Eu zic că singurul timpul va rezolva. După ce l-am votat pe Iohannis în turul 2, că în turul 1 n-am fost la alegeri, după ce l-am votat pe Iohannis, aveam două lucruri de făcut, la cât de nervos eram. Să-mi tai mâna sau să-mi jur că nu voi mai participa la alegeri. Mâna mai trebuie. Dar la alegeri nu mă mai prindeți. Deci după ce l-am votat pe Mătuf și văd cât de dispreț are față de cetățean, nu mai trebuie. Deci nici dacă îl votam pe Ponta nu pare așa de rău, pe cuvânt de onoare. Bun. Poate era mult mai complicat. Așa că cred că ați făcut alegerea bună totuși. Totuși. Nu, cred că n-am făcut alegerea cea mai proastă. Exact. Că alegere bună în cazul ăsta nu se poate spune. Ok. Mai explicați-mă pe cine să votez. Acum o să fie greu să vă... Deci pentru nou ciclu electoral chiar va fi greu să vă spun pe cine să votați, pentru că acum sunt liste. Pe o listă cu numere de la 1 la 20 cât vor fi, da? Și dumneavoastră va trebui să o votați în totalitate. Nu vă place lista, trebuie să vă duceți la alte liste. Nu sunt prea multe liste. Sunt câteva liste. Probabil că vor fi 3 liste care se conteze. 3, 4, 5 liste câte vor fi. Și atunci, care se conteze, din listele respective. Dar dacă acolo e o persoană care vă displace de la bun început, ce veți face în momentul ăla? Că până la urmă, dacă fiecăruia îi va displace câte o persoană, înseamnă că vom avea lipsă de votanți sau vom avea un parlament cu votul a câtorva cetățeni. Ce ne facem în situația respectivă? Așa că eu nu... Sistemele de vot, sigur, sunt poate unele mai bune, altele mai proaste, dar eu cred totuși că sistemul ăsta uninominal, dacă funcționa în mod corect și cetățeanul nu se uita în gura partidelor, se uita la omul pe care îl vrea. Cetățeanul, pentru votul uninominal, s-a uitat tot la partid. Pentru că a venit primarul, pentru că a venit influența dintr-o parte. Mai politizat decât în 2012, n-a existat. Și atunci s-a votat tot partidul și mai puțin omul. Eu cred că dacă sistemul uninominal îl lăsam să funcționeze mai mulți ani, mai multe cicluri electorale, poate din el se... alegea calitatea care trebuia până la urmă pentru parlament. Dar n-a avut răbdare lumea. Au fost câte? Două cicluri, nu? Două cicluri, da. 2008 și 2012. Nu e suficient. Adică și tot problema a pornit și aici n-am... De obicei nu spun chestia asta niciodată, dar acum trebuie să o spun. Adică tot de la presă a pornit ideea că votul uninominal va fi cel care va înnoi clasa politică și va fi o clasă politică. Și tot de la presă a pornit acum din nou faptul că, într-adevăr, ne-am înșelat cu votul uninominal. Hai să revenim la votul pe listă. Ceea ce nu cred între 2004 și 2008 a mai existat presă liberă. A mai existat presă, dacă nu liberă, măcar onestă. Măcar nu foarte dependentă. În schimb, acum hai să ne gândim. B1? Păi B1 este ca o anexă a oficiosului de presă al PSD sau al Victor Ponta. B1 a devenit, din așa zis post pedelist, a devenit cel mai înfocat apărător al lui Victor Ponta. Adică am citit acolo niște titluri și niște știri de madru capul. Eu nu mă uit la ăștia. Bun. Antena 3? Realitatea? RTV-ul? Ale cui sunt astea? Păi da, asta e presa, domnul? Asta care primește 15 milioane acum de la buget? Că până la urmă, asta avem nevoie de o presă care să vină într-adevăr în sprijinul cetățeanului, să formeze cetățeanul pentru ca să își dea seama ce este mai bine sau ce este mai bine pentru comod. Credeți că mie nu mi-era mai comod să pup și un dos pe nu știu care pe aici, la putere, mai simplu să mă duc să spun vai ce frumos ești domnul Țuțuianu, vai ce frumos ești domnul decât să uite lumea când te vede pe stradă, sigur, o parte din lume. Mi-ar fi fost mult mai comod, inclusiv financiar, nu pot că simt că tremură carnea pe mine când mă gândesc la ce nenorocire și ce mafie în țara asta și cum fură ăștia și cum distrug țara și apoi vin și cer mie să vorbesc frumos, eventual să mă port ca un cetățean responsabil, să votez, da, să particip la luarea deciziei în felul acesta, să susțin guvernul și parlamentul, adică ce?
Adică după ce că mă furați și mă călcați pe cap să mai și susțin organizațiile astea mafiote. Asta e mafie, domnul deputat. Nu avem parlament. Ne întoarcem la discuția noastră. Păcat. Pentru că degeaba sunt acolo, că sunt minți luminate în parlament. Sunt specialiști în multe domenii. Sunt oameni care chiar muncesc. Da, chiar muncesc. Dar vine unul ca Ponta și spune, bă, PSD-știlor, ia adunarea uneperiștilor, toți, ia veniți încoace. Eu vă spun dați că legea asta. Săptămâna asta care s-a încheiat, eu am ajuns întotdeauna la ora 1-1.30 acasă. Până la 12 am avut comisia noaptea. Pentru ca să terminăm noaptea, ca să terminăm codul fiscal. Deci întreaga săptămână până astăzi. Of, pauză de publicitate și revenim, doamnelor și domnilor. Ne mai și liniștim puțin, mai bem o gură de apă. Haideți, odihniți-vă și noastră, că o luăm de la capăt în 3 minute. Dacă sunteți în căutare de orice fel de semințe, produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, utilaje și motounelte agricole, atunci noi vă dăm soluția. Sece Hibrid SRL din Târgoviște vine în sprijinul tuturor agricultorilor printr-o gamă largă de produse folositoare în acest domeniu. La noi găsiți cele mai bune echipamente agricole la cele mai avantajoase prețuri. Vă așteptăm pe Calea Ploiești numărul 19 sau la numărul de telefon 0245 221 229. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hibrid. SC Nelson SRL vă așteaptă pe strada Cărămidari, în Târgoviște, să vă achiziționați baterii Rombat. Compania Rombat SA este cel mai mare producător de baterii auto din România, cu sediul central în Bistrița. Este lider național încă din 1997. Portofoliul de produse include peste 60 de tipuri de baterii grupate în clasele Premier, Tornada, Ciclon, Pilot, Terra 2S, Forte, baterii moto și multe altele. Rețeaua de servicii a companiei cuprinde de asemenea peste 100 de reprezentanți în toată țara. Centrul de recuperare medicală și fizioterapie Valeriana Med s-a mutat în clădirea fostei bănci Raiffeisen Bank. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, și vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie. Centrul oferă o gamă complexă și completă de tratamente în specialitățile fizioterapie, kinetoterapie, gimnastică și masaj de întreținere, terapie unde scurte, masaj, kinetoterapie sportiv, electroterapie, laser terapie, băi galvanice și multe alte terapii. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă, într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Ți-e poftă de mititei sau cârnăciori afumați? Magazinul Zoica te așteaptă să deguști produsele de carmangerie care se caracterizează prin calitate, prospețime și savoare. Pofta vine doar dacă privești rafturile pline de bunătăți pe care le poți degusta înainte de a le cumpăra. Carmangeria Zoica vă oferă o gamă variată de produse tradiționale românești la prețuri promoționale. Produsele sunt obținute în carmangerie proprie și nu conțin euri, coloranți, aditivi, injectare cu sare și apă. Alege produsele proaspete și naturale direct din magazinul Zoica. Prețul ne recomandă, calitatea ne reprezintă. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security.
Am revenit, doamnelor și domnilor, partea a doua a discuției mele cu deputatul PNL, Colegiul 1 fiind domnul Vasile Horga. Domnule Horga, am discutat despre pensiile nesimțite, am ajuns la o discuție aprinsă despre Parlament și cum se prezintă el. Vedeți, în spațiu public, Parlamentul este etichetat la modul cel mai neplăcut și nefericit cu putință. Și Parlament, ce mai e? Refugiu pentru penali, cuib de penali, adică toate etichetele cred că le știți și dumneavoastră, cu totul și cu totul nefericite. Să vorbim acum totuși despre jumătatea plină a paharului, respectiv despre activitatea Parlamentului care poate fi evidențiată ca fiind pozitivă și absolut necesară pentru societatea aceasta. În dezbatere la Parlament acum, la Camera Deputaților, mai exact la dumneavoastră, este proiectul de cod fiscal, da? Un proiect cu modificări substanțiale față de codul care este în funcțiune acum și care ar putea provoca schimbări dramatice, acum nu știu cât de pozitive sau de negative, în mediul economic și nu numai din România. În ce stadiu se află acest proiect, dezbaterea pe acest proiect? Deci dezbaterile le-am terminat. Ieri după masă am încheiat dezbaterile pe codul fiscal, rămâne ca marți la... în programul normal al Comisiei, să fie votate ambele coduri, după care o să intre în următoarea săptămână, probabil în Parlament, pentru discuție în plenul Camerei Deputaților și la promulgare la președinte. Sperăm ca până la 1 iulie să fie promulgat, pentru că dacă la 1 iulie nu este promulgat, el nu va putea intra în vigoare cu 1 ianuarie anul viitor, decât dacă cineva își asumă prin cod să, pentru primul an de funcționare, să intre cu câteva zile mai târziu. Dar eu sper să fie terminat în timp util, astfel încât să beneficieze contribuabilii de la 1 ianuarie de o parte din prevederile codului fiscal care și celui de procedură fiscală, care sunt într-o oarecare măsură în sprijinul contribuabililor. Adică am muncit o lună și jumătate, aproape 2 luni în Comisia de Buget Finanțe, până târziu, chiar noaptea, cum spuneam, și până la 12 noapte am stat acolo, astfel încât să iasă un cod funcțional. Asta este în primul rând important, ca codul fiscal să fie funcțional. Sigur, este important după aia ca și taxele și impozitele sau facilitățile pe care le creează acest cod să fie în sprijinul contribuabililor, fie ei persoane fizice, fie ei persoane juridice. Din păcate, cu ce s-a venit și cu ce a venit guvernul la început, cu tamtamul acela că este cel mai liberal cod din câte a avut România până în acest moment, sunt niște reduceri substanțiale, iată că din toate alea, vă spuneam eu la un moment dat, că s-au scos rând pe rând toate acele reduceri și facilități despre care am discutat, ce-a mai rămas din toate reducerile pe care le-a propus guvernul, una singură. Dar și aceea este compensată de majorarea fără precedent a taxelor și impozitelor locale. Păi. Adică impozitul pe dividende, de care nu beneficiază marea masă a contribuabililor români. Câți iau dividende, da? Cu adevărat? Dividende iau cei care au societăți comerciale foarte și mari. Nici aceia toți. Păi și nu, nici aceia toți, pentru că foarte mulți lasă în general dividendele pentru a fi reinvestite, mai ales că există de câțiva ani prevederea ca profitul obținut, reinvestit, să fie scutit de impozitare și atunci foarte multă lume profită de această chestiune și lasă dividendele acolo. Deci, practic, este în discuție acum până marți, Fondul Monetar Internațional și Comisia Uniunii Europene este în acest moment în discuții cu Ministerul Finanțelor pentru neacceptarea reducerii de taxă pe valoare adăugată de la 24%, cât este în prezent, la 20%, cât a propus guvernul. Este aproape sigur că această taxă pe valoare adăugată redusă nu va intra în vigoare
cu acest cod. Se discută că trebuie să așteptăm luna septembrie-octombrie și dacă vom încheia anul bugetar cu rezultate, atunci poate fi introdusă printr-o ordonanță de urgență. Vom vedea dacă lucrurile se vor întâmpla așa. Cert este că taxele și impozitele locale care le suportă aproape fiecare cetățean, pentru că România este una din țările în care aproape tot cetățeanul este proprietar, pentru că știți bine că la începutul anilor 90 și toate locuințele care erau de stat înainte au fost vândute la un preț destul de mic cetățenilor, adică fiecare și-a permis, sau marea majoritate a populației și-a permis să-și cumpere locuința respectivă, astfel încât toată lumea e proprietar, toată lumea plătește impozit pe teren, impozit pe case, impozit pe mașini și tot felul de impozite și taxe locale care sunt cel puțin cu 20 până la 50% mai mari decât cele din vechiul cod fiscal, deci din cele care funcționau, care vor funcționa până la 1 ianuarie 2015. Și mai există acolo încă o prevedere care este foarte dură, poate fi crescute, înainte putea fi crescute 20%, acum pot fi crescute cu 50% de către consiliile locale. Iar o altă prevedere care este și mai dură este aceea că terenurile sau casele neîngrijite, fără a specifica ce înseamnă de fapt neîngrijit, pot fi impozitate cu 500%. Dar mai trist este că și terenurile agricole nelucrate pot fi impozitate de către consiliile locale cu 500% în plus. Adică eu am spus și acolo și am susținut chestiunea asta că e o chestie aberantă, pentru că nu așa se lucrează pământul nicăieri, pentru că dacă pământul acela nu produce suficient, nu o să fie nimeni nebun să bage ceva ca să obțină mai puțin decât a băgat. Adică este la mintea oricui că un pământ îl lucrezi atâta timp cât obții un profit. Asta este jaf. Ce spuneam, este că avem de face cu niște mafioți care jefuiesc țara și poporul ăsta? Păi gândiți-vă că sunt niște bătrâni care nu au niciun fel de posibilitate. Pământul respectiv este într-o zonă unde nu există nici asociații, nu vrea nimeni să arendeze, nu vrea nimeni să lucreze. Nici nu poți să dea pe degeaba. Lasă și ei moștenire cuiva. Ce să facă? Nu, dar cui să-l dai? Că eu dacă vreau să-l vând, nu-l cumpără nimeni. Nu vrea nimeni să cumpere. Nici dacă vreau să-l donez, nu-l ia nimeni. De ce să ți-l ia? Ca să plătească el la rândul lui 500% impozite. Deci sunt lucruri care sunt aberante și care n-au fost înțelese, cum spuneam, de către parlamentar, nu pentru că nu voiau ei să înțeleagă, pentru că așa era directiva de sus. Dar nu se lăudă să ne mernici ăștia că vai, prin codul ăsta, ce de reduceri să dă. Păi acum constatăm că de fapt e cam bancul ăla cu Ivan și cu exact, Radio Erevan. Exact așa în este. În primul rând că întrebare la Radio Erevan, știți bancul, dragi telespectatori, e adevărat că Ivan a primit o Volgă? Răspuns la Radio Erevan. Este adevărat, numai că nu era Volgă, era bicicletă și nu i s-a dat, i s-a luat. Așa și aici. E adevărat că e un cod fiscal liberal, numai că nu se dau facilități pentru cetățeni, dimpotrivă, se bagă taxe și impozite criminale de către un guvern, de către un partid criminal la adresa acestui popor. Știți bine că deci era în codul respectiv prevederea că de la 1 ianuarie taxa pe valoare adăugată va fi 20%. Începând cu 2017, taxa pe valoare adăugată se reduce la 18%. Au fost scoase ambele aceste prevederi. La impozitul pe profit din 2017 se prevedea în loc de 16%, 14%. A fost scoasă cota de 14%. La impozitul pe venituri la fel. În loc de 16% cât este în prezent, se prevedea cu 2017 14%. S-a scos și acea cotă. Practic s-a scos absolut toate cotele care înseamnă facilități pentru contribuabili, rămânând, ce am zis, un impozit de 5%, cu toate că impozitul pe dividende prevăzut de codul pe care Ponta l-a propus, deci guvernul l-a propus, era zero. Senatul a băgat cota de 5% și a rămas acea cotă de 5%. Nici măcar acea prevedere care însemna, de fapt, să nu impozitezi dublu profitul, pentru că îl impozitezi odată cu 16%, îl mai impozitezi încă o dată când îl scoți din întreprindere să-l folosești încă cu 16%, practic este dublă impozitare, nici acea chestiune nu a fost acceptată. Astfel încât, de fapt, din tot ce s-a discutat, din toate
problemele cu care a venit PSD-ul în acel moment de reducere substanțială a fiscalității în România, s-a ales praful și n-a mai rămas aproape nimic. Singurul lucru bun care cred eu că și este amendamentul meu și acesta l-am putut până la urmă menține și m-a discutat noi odată de el, este că am introdus un principiu foarte clar în codul fiscal, principiul predictibilității, în care timp de un an, începând cu ianuarie până la sfârșitul anului, nu mai poate nimeni să majoreze sau să introducă taxe noi sau să elimine facilitățile existente. Măcar lucrul ăsta a rămas astfel încât atât contribuabil persoană fizică poate să-și planifice veniturile lui pe un an și să știe cu certitudine timp de un an ce taxe va plăti. Deci, și cred că trebuia prelungit. Un an de zile nu e cam puțin? E puțin, dar atât am putut măcar să obțin. Eu am vrut pe buget multianual, am vrut de la 3 la 5 ani, pentru că așa e în Occident, bugetele multianuale, adică să știi pe o perioadă suficientă de timp, medie de timp, cum să-ți planifici veniturile astfel încât să-ți poți duce o viață liniștită, atât persoana fizică cât și cea juridică, care face bugete. Și dacă faci un buget, tu trebuie să știi ce investiții poți să angajezi într-o perioadă ca să obții niște rezultate scontate pe perioada respectivă. Într-o piață serioasă. Deci ăsta a rămas și cred un lucru câștigat pentru poate. Într-o piață serioasă o afacere nu poți pune pe picioare și să speri să obții profit mai devreme de un an de zile. Numai asta România, spuneam, un an de zile trebuie să scoți și asta banii. Spuneam domnul Jojo în momentul când s-a pus problema impozitării micro-întreprinderilor. Deci a fost atâtea discuții pe impozitul micro-întreprinderilor, astfel încât s-a ajuns în final de la o cotă care era prevăzută înainte de 1% și 2% și 5% care însemna întreprinderile fără asalariați, ba mai era și o sumă forfetară acolo, s-a ajuns acum la o cotă de 3%. De fapt s-a eliminat și cota aia de 1%, care era o cotă normală pentru o întreprindere, micro-întreprindere care are mai mult de 2 angajați. Da. Deci acum s-a revenit la o cotă de 3% unică. Dar ceea ce este trist este că nu a dat posibilitatea opționării de să opteze contribuabil dacă vrea cotă de impozit pe profit sau cotă unică de impozitare de 3%. Pentru că sunt întreprinderi și mai mult decât atât, întreprinderile nou înființate automat sunt micro-întreprinderi considerate la momentul înființării. Adică cel care își creează o întreprindere productivă, să zicem, care are un profit în general foarte mic la început și în general profitul unei întreprinderi de producție este mic. E până în 10% maxim. Ori, aplicând cota de 3% asupra veniturilor, impozitul plătit de această micro-întreprindere este mult mai mare decât ar plăti impozit pe profit. Și atunci, opțiunea pentru el ar fi fost o soluție ca să-și rezolve această problemă. Dacă faci pierdere, o să plătești impozit pe pierdere, pentru că impozitul fiind de 3% la cifra de afaceri, înseamnă impozit pe pierdere. Păi interesează dacă de fapt să susține mediul economic. Păi interesează și să supoie 3 rânduri de piei de pe român. Și aici n-am avut înțelegere și e păcat și că este, unele lucruri care făceau bine mediul economic din România nu sunt înțelese și nu vor decât să lase cât mai multă libertate fiscului, astfel încât să nu îl îngrădește în acțiunile pe care le faci. Adică grija față de contribuabil este mult mai mică față de grija funcționarilor statului. Nu, funcționarii îi lași cale liberă fiscului. De ce? Pentru că fiscul poți să-l strângi vorba aceea, îi spui, bă, fiscule, prin conducătorii pe care îi numești politic, da? Vrem nu știu ce bani, că se apropie campania electorală, iar fiscul se conformează, nu? Devine un organ de represiv, un organ represiv și totodată un colector de bani pentru pușcărița de partid. Asta fac ei cu instituțiile statului, domnule deputat. Deci o să mai avem încă o problemă și sper să o rezolvăm marți, care n-am ajuns încă la un consens în problema respectivă, este problema profitului reinvestit. Deci știți că există în țară în acest moment două sisteme. Deci sistemul de plată a impozitului pe profit trimestrial și sistemul de plată anual. Pentru cei care sunt în sistemul de plată anuală a impozitului pe profit, poți să utilizezi întregul profit al anului respectiv pentru investiții și este scutit
de impozit întregul profit, indiferent când... Investite în anume ceva sau orice fel de investiție? Investite în anume ceva, în utilaje în general, tehnologice, în calculatoare, mașini, dar nu autoturisme. Așa. Cei care plătesc impozitul trimestrial, da, nu mai beneficiază decât în trimestrul în care a făcut profitul de scutire respectivă. Deci numai pe profitul din trimestrul în care faci investiția respectivă. Ceea ce este o discriminare față de cei care plătesc în sistem anual. Și atunci am discutat cu colegii și să vedem azi dacă ajungem la o concluzie pe chestiunea asta, ca și cei care plătesc în sistem trimestrial să poată să-și utilizeze întregul profit obținut dacă ei doresc să reinvestească acest profit, pentru că până la urmă este în avantajul țării. Pentru că făcându-se investiții cât mai multe din fonduri proprii înseamnă locuri de muncă foarte multe. Locuri de muncă de la cei de la care cumperi utilajele, locuri de muncă de la cei la care ajung utilajele și înseamnă o producție mai mare, înseamnă o extindere a producției și iată că prin acest sistem putem și cu banii celui care îi produce să creăm și locuri de muncă și să creștem și produsul intern brut mult mai repede decât ne așteptam. Dar rămâne de văzut dacă vom ajunge la... E ultima negociere pe care o avem pentru codul respectiv. M-am specializat în câștigat pariuri, inclusiv dumneavoastră. Sau mai ales cu asta. Apropo, eu sper, am sperat întotdeauna. Câte săptămâna trecută când ziceați că își dă demisia Ponta? Dar apa tot la mă. Păi v-am spus, nu e ce problemă. Apa să vă îngrijoreze, ci unde va trebui să o dați. O să vă cer să vă plătiți datoria să-mi oferiți un pahar de apă la Monte Carlo. Să mai așteptăm puțin, că cine știe. Eu sper că acum a fost și o problemă acum de sănătate. Doamne ferește, nu vreau să ajungă nimeni în situația respectivă. Și atunci eu cred că asta l-a împiedicat pe premier să-și dea demisia și eu am pierdut pariul cu dumneavoastră chiar din cauza asta. Cu toată seriozitatea acum revenind la discuție. Cred că omul ăsta a fugit. Este în Turcia și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Eu vorbesc serios, deci cei care vehiculează acest scenariu nu sunt nebuni și nici nu cred că exagerează foarte mult. El s-a dus acolo, nu întâmplător, la Erdogan, într-o clinică. Erdogan este un satrap de tip de rit nou, ca să zic așa, dar nu are nimic de a face cu democrația sau ceva, este tipul ăla de satrap turc. S-a dus la ăla acolo, i-a promis și un teren de 4 milioane de euro din partea statului român ca să-și ridice moscheea, știți, celebra moschee cu în teren 4 milioane de la statul român, 4 milioane de euro, și stă acolo și așteaptă să vadă care este evoluția evenimentelor. Dacă deschide DNA-ul un nou dosar, dacă se face o nouă cerere, să vadă cum stau lucrurile, dacă poate să-și acopere urmele, dacă poate să pună capacul pe oală, că dacă nu poate, nu se va întoarce. Impresia mea asta e, n-am să zic că am făcut niște modificări radicale și în declarația de avere, am vândut un apartament exact în ziua aia, figurează că apartament vândut exact în ziua în care DNA-ul a făcut ce a făcut, i-au apărut niște case pe acolo, a donat niște case, adică niște modificări spectaculoase în declarația de avere a prim-ministrului. Lucrurile astea se leagă. Eu cred că sunt speculații totuși, n-aș vrea să fim răutăcioși, păi așteptăm, duminică am înțeles că o să întoarcă, nu? Păi de ce că mai stă? Așa am înțeles. Și mai, bine, mi-a plăcut o chestie, domnul. Deci nu se duce nevastă sa la el, că se opera, se duce Dragnea să-l țină de mână. Deci, avem o țară de rahat, un guvern de rahat, cu un prim-ministru de rahat. Și Nazu că le-a și primit deja să meargă la Suceava, să le explice, stați puțin că nu e chiar așa cum a zis Oprea, noi suntem un partid puternic, suntem totuși și PSD și... Păi noi, Iași, de fapt, decidem în țara asta. La Iași s-ar putea să aibă ce explica. Vorbește și el, dar nu știe ce. În alte părți nu prea are ce explica. Că a început să le ia generalul cu armata lui, a început să le ia cam ia caimacul. Iar în Dâmbovița ne ucide tot. Pe cuvânt, în Dâmbovița... Bine, Dâmbovița cred că e unicat. Nu, cred că nu e unicat. Este un punct de vedere al... Eficienței demersului, poate. Eficienței demersurilor UNPR, da, e... În curând o să rămână Tuțeanu să vorbească singur. Că ia primarii ăștia cu viteză, nici Florin Popescu în 2006-2007 nu reușea să ia primarii PSD în ritmul ăsta. Da, este un partid, vorba aceea, cum spunea cineva, partid Balama, care probabil va rămâne multă vreme de aici înainte. Va elimina UDMR-ul. Da, multă vreme de aici la guvernare. Și dacă are și curajul să legitimeze ca partid... Să lupte singur.
atunci lucrurile se vor schimba fundamental. Dacă n-are acest curaj, va rămâne perpetua. Nu știu cât va rămâne. PSD. Cât va rămâne ca partid. Adică cât timp populația îl va mai percepe. Acum îl percepe, sigur că sunt parlamentari foarte mulți. De fapt, dacă mă întrebați pe mine, eu nu-mi dau seama nici în Parlament, nici în afara lui, care sunt parlamentarii PSD și care sunt parlamentarii UNEPR, că nu se disting pe nimic unii de alții. Păi, se pare că și Ioan Rus va intra în UNEPR. Da, cred că e bun, mai ales după modul cum a tratat populația pe care, păi, da, aia a fost o lucrură de imagine negativă dată guvernului până la urmă. Merita. Bun, domnul deputat, pentru că este vineri, încheiem cu 30 de secunde mai devreme decât de obicei. Doamnelor și domnilor, ca de obicei, o plăcere să l-am invitat pe domnul Vasile Horga, deputat PNL Colegiul 1, Fieni. Îi mulțumesc pentru prezență, îi doresc un sfârșit de săptămână liniștit și răcoros, asemenea și dumneavoastră tuturor celor care ne priviți. Rămâneți cu Colm la TV, toate bune, ne revedem marți, pentru că luni avem un meci de fotbal de difuzat în spațiul în care era și această emisiune, așadar, abia marți ne revedem la punctul pe ei. Toate bune, domnule deputat! Numai bine!